Cei doi tineri în vârstă de 18 și 21 de ani au băut și s-au distrat cu mai mulți prieteni. Au vrut mai multă adrenalină, așa că au pus la cale să fure o ambulanță. Tinerii s-au filmat cu telefonul mobil, iar întreaga scenă a fost surprinsă și de camerele de supravegheat de la stația de ambulanță. Și deja cineva vine să recunoască zona, este în curte, da? Din coace de gard. Se apropie de mașina parcată, se uită, bănesc. Cred că a văzut ce-l interesa. Deci a mai apărut un tânăr. Da, se cunosc oricum. Încă unul, se pare că toți trei se cunosc. Discută ceva în legătură cu ambulanța, altfel n-ar arăta. Uitați, unul deja filmează, prietenul lui cu țigara în gură se apropie, se uită pe geam. Probabil ori îl filmează, ori îl fotografiază lângă mașină, deschide portiera, s-a urcat. S-a făcut schimb de oameni, probabil are mai mult curaj. Deci în spate nu se vede nimeni, sunt doi în față. Și-au plecat. Și-au plecat. Ați mai pățit așa ceva? Și eu da. Când ați văzut că nu e ambulanța, ce ați zis? Ce zic? V-ați speriat. Păi da. Hai, miliță, hai să luăm asta. Am 23 de ani, s-a văd, nu 2 ani sau... Miliță, agăță? N-am văzut așa ceva. Da. Asemenea, nebuneală. De obicei lăsați cheia în contact sau așa se procedează? Nu lăsăm. Nu, dar că te intri S-a întâmplat pic. Că trebuia să da, plecați. Dar vine asistenta, vine... Bagă materiale sanitare. Trebuie să umbli și acolo, să pregătească pentru alte urgențe. Nu v-ați gândit la una acasă? Ce să gândesc? Ce să gândesc? Un nebun să gândești la treaba asta. Tânărul de 18 ani s-a urcat la volan deși nu avea permis de conducere. Din cauza vitezei excesive, dar și a lipsei de experiență, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. Tânărul de 21 de ani nu a mai avut nicio șansă. Acesta a murit pe loc. Celălalt a scăpat cu răni ușoare. A fost internat în secția de chirurgie cu diagnosticul de plăgi scoriată multiplă la nivelul membrului inferior și superior. Pacientul nu pune probleme, este în afara oricărui pericol. Cadrele medicale și ambulanțierii sunt șocați de cele întâmplate. Nu și-au dat seama că ambulanța lipsește. Au descoperit-o abia când au fost solicitați să intervină la accident. Am primit apel că e accident cu un mort și cu un accidentat puțin. Și la care ne-am dus și noi acolo la fața locului, am văzut care nu e situația. Ambulanța furată este una medicalizată, singura cu tracțiune 4x4. Mașina a fost distrusă în totalitate, doar o parte din echipamentul medical a fost recuperat. Ce ați avut reușit să adunați? Aparatura de pe ambulanță, injecție pomată, kit de pași. Dar ambulanța cum arată? Nu știu, mi-a zis doar doamna manager, e distrusă în total. Ultimul aparat. Au văzut cheia în contact, teribilismul i-a îndemnat să se urce la volan și să plece cu ambulanța din... În timp ce echipajul își făcea fișa, vreau să spun că așa ceva n-am văzut și nici n-am crezut că pot să văd. Până am plecat de la fața locului, am crezut că visez. Deci era de nedeschis. Om mort, ambulanța daună totală, s-a dat peste cap. Este distrusă total. Distrusă total. Nu mai puteți recupera nimic. Nu, aparatură atât. Tânărul de 18 ani s-a ales cu dosar penal. În prezență efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, conducere fără permis și furt calificat. Pentru aceste fapte riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Tânărul este stabilit în Italia. Acesta venise împreună cu familia în vacanță în România.